seara și bine ați revenit cu drag la proful meu cu exerciții cu probleme de matematică la geometrie. Tema pentru a doua zi. Doamne ajută să facem o lecție frumoasă. Doamne ajută. Noi știm bine că am ajutorul de acolo. Corect. De la 7, 8 și 9, da? Problema 7 de la 124. Deci 7. Într-unghiul ABC. Deci unghiul ABC. G este centrul de greutate. Când am zis centrul de greutate, imediat voi la ce vă gândiți acolo? Mediană? Intersecția mediană. Da? Intersecția mediană. Înseamnă centrul de greutate este locul din care dacă găsi triunghiul și îl suspendi, îl stă în echilibru. De aceea se cheamă centrul de greutate. Și mediana ce este? Unde este vârful cu mijlocul lateral opus? Face figura? Deci, cele două mediane. Hai să începem cu figura. Pentru că nu știm nimic despre problemă, dar se zice așa. A, B, C, triunghiul și centrul său de greutate e suficient să ducem două mediane, doar două. Pentru că a treia trece pe acolo. Deci o să duc două, se intersectează într-un punct, mai știu că este la o treime de bază și două treime de vârf. Da. Deci, o treime din toată și două deasupra. Asta limpede. Să arătăm în concluzie. Atât se dă, Nicolae. Da? Da. Să arătăm în concluzie. Arătați că aria triunghiului ABG. ABG. Domn profesor, cu D anotat jos. Așa e pe figură. D o jos. De? Acolo. Aici, da. Și în rest nu e anotat nimic. A? Deci aria triunghiului ABG este egală cu ABG. Da, aria lui ABG este egală cu aria triunghiului BGC. Triunghiului BGC și este egală cu aria triunghiului ACG. Asta despre mulțumim? Da, să arătăm. La A mic și la B mic, aria triunghiului BGD este egală cu aria triunghiului ABC pe 6. ABC pe 6. Pe 6. Unde D este mijlocul segmentului BC. O și simeți, 1 pe 6. 1 pe 6 din. Da, egal cu 1 pe 6 din aria triunghiului ABC. Unde? Unde B, D este mijlocul lui BC. Normal, dar imediat. Asta toată este ipoteza. Concluzia. Deci să arătăm care a lui A, B, G, B, G, C și A, G, C. Toate aceste sunt egale. Vrea să aflăm că acelea are, sunt echivalente între ele? Asta vrea? Nu e. Triunghiurile sunt echivalente. Da. Adică au are congruente. Nu congruente. Egale. Sunt numele arii. Da? Deci nu putem pronunța chestia asta că arii sunt congruente. Arii sunt egale, că sunt niște numere. Triunghiurile sunt congruente. Am mulțit pe Și... Nu zice că este triunghi așa? Nu. Nu, triunghi doar care. Zice doar că G e centrul de greutate. Atât. Atunci D este mijlocul CD, atunci CD este congruent cu DB. CD cu DB, da, asta știu. Și
și putem să notăm și ce e I a doua mediană? I, e. Da. Hai să zicem. Poate ne ajută ceva. Și asta, dacă mă vedeți, o ducem până aici, F, da? Da. Bun. Teorema medianei, arată-i să iau atunci teorema medianei, sunt triunghi în parte, triunghiul ăla în două, triunghiul ăla în două, triunghiul congruente și ăla sunt echivalente. Două triunghi echivalente, de aceeași are, da? Da. Deci dacă am un triunghi la întâmplare, ori eu triunghi și duc mediana, așa, atunci triunghiul ăsta e echivalent cu ăsta, fiindcă au aceeași, din ce motiv? E baza, ori înălțimea. Sau aceeași are. Da? Și din coace e baza, ori înălțimea aceeași, da? Și dacă au înălțimea aceeași și bazele de mare aceeași mărime, deci triunghiurile sunt triunghiuri echivalente. Nu congruente, echivalente. Echivalente, deci de aceeași are. Ei, chestia asta ce ți-ar spune ție, Adi? Dacă ne gândim la mediana AD, mediana AD dusă, da. Adică că triunghiul ACD are aceeași are cu triunghiul ADB. Corect. Corect. Asta perfect este. Așa, după aia triunghiul AGE da, AGE aceeași are cu GB. A, G, E. Nu. Nu, pe G este centru de greutate. A, C, E, dacă vrei. A, C, E. Așa, A, C, E. E cu triunghiul? C, E, B. C, E, B. Da. Au aceeași da. Are din aceeași motiv. După aia, A, F, B, aceeași are cu F, B, C. Corect. Așa, după aia împărțim la ce a rămas. Data nouă ni se cere să arătăm alte ariile egale la alte triunghiuri. A, C, G, B, A, G, B populare, și A, G, C. Da. Faceți-le populare. Să și hai să le facem populare. Deci, nouă ni se cere să arătăm că triunghiurile astea, aria astea, A, simplu. Așa, da, uite, într-o să zic. Ia să vedem. Păi A, B, G este format din aria lui A, G, E plus aria lui G, E, B. Și așa la A, G, B este format din aria lui A, G, E plus aria lui G, E, B. G, E, B, corect. Adică, da. Și așa la tot. Nu cred că ne ajută, dar măcar am pus o idee. Da, da, interesant. Dar el zice așa, că area lui A, G, E e egal cu area lui G, E, B. Asta dacă eu am zis. Că triunghiul A, G, B, în triunghiul A, G, B, G, E este mediană. Așa la toate. Și la toate la fel. Dar dacă area lui A, G, E e egal cu area lui E, G, B, tot așa, G, C, D, cât G, D, B. A, G, F, cât F. A, G, F, cât F, G, C. F, G, C. De acord cu asta. Deci în loc să spun area lui A, G, B, eu zic de două ori a lui A, G, E. Da. Deci în loc de zic A, G, B, zic de două ori A, G, E. Sau de două ori G, E, B. Da. Și nu putem să facem într-un fel o operație, adică scriem în loc de area A, B, G, area lui A, 2 A, G, E plus egal cu area lui, care mai e, B, G, C. Deci în loc, de A, în loc de A, B, A, B, G. Scriem 2 A, G, E. Sigur că da. Și după tăiem și aflăm că A, G este egal cu B, G, D. Și... deci iată ce îmi spune. În loc să zic area triunghiului A, G, B, care mi se cere, da. Zic de două ori A, G, E. Da, care aceeași are A, da. Da? Fiindcă asta e cât asta. Da. Și atunci de două ori A, G, E. De acord cu asta. Deci, a arăta. Nu? A arăta chestia asta.
Asta e echivalentă. Iată cum traducem concluzia. Da? Deci umblăm la concluzie. Este echivalentă cu a spune de două ori area triunghiului AGE. Egal cu de două ori area triunghiului GBD. GBD, da. De două ori area lui triunghiului GBD și egal de două ori area triunghiului AGF. Putem să părțim la 2 era aceasta. AGF. Da. Deci împărțim totul prin 2. Și rezultă că area lui AG e AGE egală cu area lui GBD area triunghiului GBD și egală cu area lui AGF. E cam gata. Trebuie să arătăm pe asta. Da. Deci a arătat pe asta, înseamnă arătat aici. Acum să luăm GEB. Ca vrei să faci congruență. Analog. Sau ce? Analog și pentru celelalte. Dar nu știu să mă înțelegi asta. Deci în momentul de față, Adi, am redus concluzia de aici la concluzia asta. Dar noi n-am de rezolvat problema. Deci trebuie să ne străduim să vedem dacă pe asta o putem arăta. Deci să arătăm că AGE este cât are lui GBD. Păi, AGE. Adică area acestuia egal cu acestuia, nu? Deci noi știm că AGE... Păi să le luăm în discuții. Sunt unghiuri în jurul unui punct? Și sunt congruente și atunci ele aflăm... Sunt unghiurile într-un jur de punct, sunt congruente unghiurile? Dar n-am zis acolo că sunt... ariile, am zis. Păi ariile sunt. Atunci nu mai este. Cred că e tot legat ceva de mediană. Trebuie să fie legat ceva de mediană, sigur că da. BG... E o mediană în triunghiul G, nu, în triunghiul bă, da, A, D, B. Deci ai zis că BG da. E mediană. Mediană, da. Și atunci unde, ce e ce triunghi? BG, în triunghiul? Nu, nu e la jumătate. Deci BG e mediană în A, D, B, eu așa zic. În A, D, B? Da. Nu-i. Nu e la mijloc. Partea a de mijloc. Ca să arăt că G e B, e congruent cu G, D, B și noi cum știm G e B, că e, cât A, G e, atunci așa G e, e congruent cu G, D, B. Și atunci cam gata. Eu așa mă gândesc. Cum? Zi încă o dată, ce gândești tu? Deci dacă am găsit că G, B e mediană în triunghiul A, de G, dacă G, B... B, mediană. În ce triunghi? În A, de B. În A, de B, păi nu e mediană. Nu e pică la mijloc. E la o... Eu știu unde pică. Asta e o bucată și asta-s două. Asta e o bucată și asta-i două ori mai mare. Adică G, D este egal cu A, G pe 2? Adică G... D e egal cu AG pe 2. Păi... E jumătate. E clar, așa. Area lui A, cât este egal cu area lui A, D, B. Area lui A... Cât de... Cât... Da, cam arăta... A, de B. Asta știu. Da. Și area lui A, cât e egal cu area lui C, e B. Adică toate triunghiurile sunt congruente și vreau să mă leg... Tu vrei să te duci spre varianta că toate triunghiurile acestea ar fi echivalente. Nu congruente. Nu congruente, echivalente poate. Da. Putem să zicem. Dar cum arăți tu că sunt echivalente? Uite, că acum am îngrămădit problema în a arăta că asta, area lui AGF, da. Este AGE. Cât AGE cât GBD. Da.
Dacă arătăm asta, suntem clar. Uite, așa, AGE cu GBD. Da, păi G e la o treime de V. Hai să vă arăt. Două treimi de vârf și o treime de bază, nu? Deci G este la o treime de bază, de bază. Și două treimi de vârf. Hai să aflăm area lui triunghiul ăsta, măi, lui A, A. triunghiului A, A, G, B. A lui A, G, B. A, A G, B. Păi am zis că e cu... E baza A, G. Ori înălțimea. Ori înălțimea. Dar unde ne pică înălțimea din vârful B? Spre A. A. E. Nu, nu cred că este G. Median. Dar ce înseamnă? Uite, asta e dreapta, Adi. Asta e dreapta. Mm-hmm. Și eu vreau să găsesc area triunghiului A, G, B. Area triunghiului A, G, B. E egală cu baza A, G. Da. AG. Baza ori înălțimea. Care e înălțimea? Din vârful B trebuie să o duc. Trebuie să duci. B. Este dusă? Nu. Ce înseamnă înălțimea? Perpendiculară din vârf. Da, din vârf pe latura opusă, dar nu menționează unde. Păi, noi trebuie să o ducem. Hai să o putem duce. Unde? Cum o duc? Unde ajunge ea? Cred că a avut dreptate când a zis că G este înălțimea. Care este G? Că G e, cred că a avut dreptate. Păi dacă am întoarce triunghiul? Păi dacă îl întoarce este peste 90 de grade, doar atâta, că unește vârful cu mijlocul. Când ar fi pe plan, dacă A, G, dacă triunghiul... Nu știu, nu ești așa. Păi trebuie să aflăm că există și așa. Acolo a triunghiul... Hai să ne canalizăm aici. Vreau să duc înălțimea din B. Cum îi pică înălțimea din B? Perpendiculara dintr-un punct, am un punct, exterior noi dreptul. Și perpendiculara e unică. Nu-i dusă. Hai să o ducem noi, dar nu știu cum să o duc. Perpendiculara. Cum vine? Din B pe latura. Cum? Unde pică? Pe mijloc. Pe mijlocul cui? A unii drepte? Mediană. Nu pot vorbi din mijlocul unii drepte. Atenție, mijlocul unii drepte, al unui segment vorbesc. Dar mijlocul unii drepte n-am cum să văd. Dreapta e ne. Deci capetele nu sunt precizate la o dreaptă. Stânga, dreapta e infinit. Te duci cât vrei. Perpendiculară, măi copii, mă, asta e înălțimea. Asta e înălțimea. Drumul cel mai scurt. Deci drumul cel mai scurt din B până ajung în la dreapta asta. Știi, aici 90 de grade. Că asta nu-i. Asta e o oblică. Sau asta. Deci asta este BB1. Deci area triunghiului AG, AGB este AG, AG ori BB1. AG ori B, B1 supra 2. Ce vă este greu? Nu știți să duci perpendiculară dintr-un punct pe o dreaptă. Asta este motivul. Deci înălțimea nu pe picat, dar vă așteptați să fie în interior. În triunghiul A, D, B, înălțimea dusă, nu e nici vorbă B, G, nici o alta, ci asta este B, B, 1. Da? B, B, 1. Deci vine A, G, ori B, B, 1. Putem să facem și la celălalt, la AGC, la fel, și după să le comprim, să le... Hai să vedem la GDB, area lui GDB. Aria lui GDB este egal cu GDB. GDB. Tot este înălțimea BB. Sigur că da. Este GD. Este GD. Deci area lui GDB, e una, GDB ăsta albastru, mai până aici, este baza GD ori înălțimea, tot BB1. Deci, egal cu GD ori BB1. Supra 2.
facem la fel. Nu-i bine ce-a făcut până aici? Ba da. Deci, încă o dată. Aria lui A, G, B, B este egal cu A, G, ori B, B1, B2. Atunci, aria lui A, D, B este, dacă tăiem B, B1 de la amândouă și rămâne A, G, ori B, D, P2? Sau tăiem și pe B? Nu știu, deci, cred că ceva de genul. Atenție. Aria triunghiului. O să ne simplifici. Haideți să urmărim. Vedem în componență BB1, BB1. Da. Și asta ne indică o chestie foarte importantă. Atunci ce arată tot pe BB1? A, de ce trebuie să arătăm mai? Aria triunghiului AGE. AGE. Egal cu aria triunghiului GBD, da? Da. Nu știm cât e GBD, cât o am aflat-o. GBD o știm. GBD da. Este GD ori BB1, B2. Da, atunci și area lui AG e egală cu... Dar în loc de AG, cât aș putea să zic eu în loc de AG? În loc de AG, unde e AG, domnul? AD! În loc de AG, AG. GB? În loc de AG. Nu pot să fie GB, nu știu cât se cale. AD. Nu, de AG, pot să spun, GD. De două ori GD, măi. Că GD este o treime da. Și două sunt deasupra. Uh-huh. Deci, cum G e centru de greutate, avem ca AG egal cu de două ori GD. AG este de două ori GD. Dar acum să locuim aici. G, D. În loc de A, G, A, G, să spunem 2, G, D. Și atunci apare că aria aria lui A, G, B aria lui A, G, B egal cu 2, C, B. De 2, ori, B. 2, 2 ori G, D. 2, G, D. Da? Este de 2 ori GD, ori BB1, supra 2. Și o strângi pe aia a doua și după simplificăm? O secundă. Dar GD ori BB1 pe 2, GD ori BB1 pe 2. Asta cine înseamnă? GD ori BB1 pe 2? Este aria lui A, aria lui A, GDB. Aria lui GDB. Și acum zic. Aria și egal cu de două ori, hai să zic așa, de două ori, aria lui GDB, nu? GDB. Uh-huh. Mai am o dată aici, că nu vei clar. Miruna? Ba da, eu am înțeles. Nu urmărești Miruna, nu? Nu intră în problemă, așa e? Hai să discutăm. Iau încă o dată. Miruna. Aria triunghiului A, G, B. Lui A, G, B. A, G, B. Este baza A, G. Ori înălțimea, B, B1. Baza nu e A, B? Baza este triunghiul A, G, B. A, G, B. Eu îl văd stând pe baza A, G. Eu îl văd pe triunghi stând pe baza AG și de aia i-a dus BB1. Trebuie să-l vezi așa, Miruna. Uite așa, vezi? AG. Da, AG. Și uite așa apare. B. Și așa apare triunghi. A, G, B. Da? AG, B. Și baza AG ori BB1. Înălțim un picat afară. BB1. Deci nu mă gândesc la baza de la A până la B1. Numai AG. Uite, numai AG, atâta este. Baza AG, poți să-ți închipă că am întors triunghiul ăsta așa? Deci l-am luat, l-am răsucit și stă pe baza AG și are înălțimea pe B1.
interior, nu? Păi nu intri interior, sunt modist. Alo? Alo? Hai să mai să văd. Da, da, da. Ce? Înseamnă că... Să vedem ce se întâmplă. Aha, aha. O să termină bateria, să zicem. Asta e. Mă voi uitați din când în când și la asta, că dacă e mai cu problema... Dar mergea, domnul profesor, cum v-a da? Mergea. Da, nu știu ce s-a terminat. Cred că acum merge. Da. Am remediat. Da, mă întorc. Deci, spuneam așa. Area triunghiului AGB, AGB este egal cu baza AG ori BB1. AG ori BB1. Și am scris, area lui AGB egal cu AG ori BB1 pe 2. Area lui GDB, GDB, este GD ori BB1 pe 2. Și acum am plecat de la AGD. AGD și îl scriu pe AG. AG va fi de 2 ori GD. 2GD ori BB1 pe 2. 2 în loc de AG. 2GD ori BB1 pe 2. Dar grupez acum GD ori BB1 pe 2, GD ori BB1, este area lui GDB. Și acum, 2 desi au rămas în față și deci ea zic, de 2 ori area lui GDB. Deci avem așa. Area lui AGB, să scriu încă la asta, area lui AGB, egal cu de 2 ori area lui G, de B. Și AGB-ul, AGB-ul, Miruna. AGB e de 2 ori area lui AGE. Da. Deci acum merg mai în partea asta și zic așa. Egal cu de 2 ori area lui AGE. Dacă împărțim din 2, AGE va fi cât cât cât. Deci am de 2 ori area lui AGE. Egal cu de 2 ori area lui GDB. Da. Și atunci împărțim prin 2 egalitatea și mi-a ieșit că area lui AGE, area lui AGE, este egal cu area lui GDB. Tocmai ce trebuie să rezolvăm noi. Mai am egalitatea aceea lui GDB, area lui GDB egal cu area lui AGF. Putem să facem la fel. Analog. Scriu analog. Sigur că dar cu cealaltă mediană. Da, cum am gândit pe mediană asta, așa gândesc și pe partea cealaltă, nu? Deci am arătat că area triunghiului ăsta e cât area triunghiului ăsta. Analog? Analog arătăm că area triunghiului ăsta egal cu area triunghiului de aici. CGD. Așa, CGD, nu? Deci, analog, rezultă că area triunghiului AGF, AGF, va fi egal cu area triunghiului GDB, area triunghiului GDB, dar GDB-ul este cât GDB-ul. CGD-ul trebuie. Da. C, G, D.
Deci analogul minunat, asta e cât asta. Dar ăsta e cât asta. Nu? Ăsta e cât asta din cauza mediană, deci. Și înseamnă că ăsta e cât asta. Deci, care e cam mai departe cu area lui GDB. GDB. Deci, F, G, B, ori, de două ori, F, G. Deci, în loc de F, A, G, zic de două ori, în loc de A, G, C, A, G, C, da. De două ori, A, F, G. Da. Da? De două ori, A, F, G. Dar A, F, G ăsta, deci de două ori, A, F, G. Și aici apare de două ori, C, G, D. Pentru că, cum am gândit aici, am dus median, perpendiculară de aici, nu? Acum trebuie să duc perpendiculară din ce? Deci perpendiculară din ce? Perpendiculară din ce nu mai pică în afară. Pică undeva în interior, uite aici. Aici pică undeva. Nici în punctul G, ci un pic mai sus. Asta este C1. Și acum, cu cine este egal area triunghiului A, C, G? Egal cu AG, AG, orice C1. Pe 2. Pe 2, sigur că da. Iar area triunghiului GCD este GD, orice C1. Și după observat, GD este de 2 ori, este AG pe 2. Egal cu AG pe 2 sau de 2 ori GD face cât AG. Și așa ești poveste. Și de aici a ieșit clar că egalitatea asta care am spus-o, asta era așa dată. Noi am, datorită mediane, am dublat-o, nu am luat-o de două ori, de două ori, de două ori. Și am ajuns la egalitatea asta. Și am arătat egalitatea asta foarte repede. Da? Asta a trebuit să arătăm. Da, și acum punctul. Păi trebuie să aflăm că BGD este 1 pe 6 din area lui ABC. Deci, area lui BGD... Adică trebuie să aflăm că toate arele din triunghiul acela sunt congruente între ele, că sunt 6 triunghiuri. Păi am arătat. La 3. Ăsta e cât ăsta. Da? Ăsta e cât ăsta. Dar ele sunt între ele, toate sunt două câte două câte două. Și am luat unul de aici, unul de aici, unul de aici, unul de aici. E clar că sunt 6, da. Toate între ele. Deci toate cele 6 triunghiuri sunt echivalente. Da. Da? Deci am arătat asta. Miruna, KG e, este cât GBD. Da. Are asta, da? Și egală și cu AFG? Mai cât A, FG, da. A, FG. Și atunci înseamnă că cum asta e cât asta, și cât asta, și cât asta, că ăsta e cât asta. Deci toate, între ele, toate șase sunt echivalente. Da, și gata. Așa da. Demonstrat. Și că dacă toate fac area triunghiului inițial, atunci unul din ele este o șesime. Da. Deci, spunem că area triunghiului AGE AGE egală cu area triunghiului EGB EGB și egală cu area triunghiului care-i triunghi? GDB. Da, pe toate luăm în ordine. GDB după GDC. Deci egală cu area triunghiului GBD. GBD GBD și egală cu area triunghiului GDC GDC și egală cu area triunghiului GGF GCF și egală cu area triunghiului GFA. GFA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și dacă sunt toate egale, și cum suma lor fac area triunghiului mare, nu? Da. Deci suma lor e egal cu area triunghiului, a cărui triunghi. Voi descris, asta adunat cu ăsta, adunat cu toate între ele, da? Da. Deci, pe de altă parte, area triunghiului AGE plus area triunghiului plus area triunghiului căruia. Al doilea. EGB
e G, B. Plus și mai departe, plus până la ultimul, area triunghiului G, F, A. Egal cu area triunghiului ABC. Și cum toate sunt egale, înseamnă de 6 ori area unuia dintre ele. De 6 ori area triunghiului AGE egal cu area triunghiului mare. Și atunci unul din ele, numai ele, e o șasime. Deci area triunghiului AGE egal cu 1 pe 6 din area triunghiului ABC. Hai să mai uităm o dată în ce a costat toată, care a fost secretul problemei acesta. Deci, jocul a fost cu mediana. Că mediana... Acolo scrie area lui ABC egal cu... Unde? A, n-ați mai terminat ultima frază, acolo sus, da. Suma asta? Suma tuturor arilor, simbolul ăsta este sumă, nu? Da. În loc să scriu asta plus ăsta plus ăsta, am vrut să scriu sumă. Dar am renunțat să scriu așa și am revenit. Area triunghiului AGE plus area triunghiului... Adică cele 6 adunate acoperă tot triunghiul mare. Și cum ele sunt egale, înseamnă de 6 ori. Unul dintre unghiuri e egal cu triunghiul ABC. Așa. Mă întorc să punctăm, vreau să punctăm care a fost ideea esențială aici. Mediana și triunghiul echivalent. Da, ideea este asta, rolul medianei. Deci mediana într-un triunghi împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Da. Asta m-a făcut să spun că ăsta e echivalent cu ăsta, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta. Acum, datorită faptului că pot vedea area triunghiului AGB, ca stând pe baza AG, și pe urmă a lui BGD, ca stând pe GD, cu aceeași înălțime, și cum AG este al doilea punct important, totdeauna centrul de greutate este situat pe fiecare din mediană, o treime de bază și două treime de vârf. Și atunci am locuit AG-ul acela de două ori GD-ul și de acolo mi-a ieșit foarte clar că un triunghi de aici e echivalent cu ăsta. Da? Și tot atât de bine, un triunghi de aici e echivalent cu ăsta de aici. Și toate sunt echivalente între ele. Ideea rămâne așa. Totdeauna centrul de greutate împarte triunghiul în 6 triunghiuri echivalente. Centrul de greutate împarte triunghiul în 6 triunghiuri echivalente. Totdeauna. Nu asta ar fi concluzia care... Chiar problema asta a fost. Deci, notați, observați. Problema pe care am demonstrat-o este una interesantă, da, care merită să o ținem minte și spunem așa. Medianele unui triunghi împart triunghiul, medianele unui triunghi împart triunghiul în 6 triunghiuri echivalente. Împart triunghiul în 6 triunghiuri echivalente. Asta a fost problema. Două puncte au fost foarte importante, că centrul de greutate este la o treime de bază și două treime de vârf. Da? Deci, un prim punct a fost că mediana împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente și că centrul de greutate împarte mediana, nu? Stimbit la o treime de bază, sau fiecare mediană la o treime de bază și două treime de vârf. Da. Deci la problema a doua. Da. Problema numărul 8. De la? Tot de la 124, parcă. Acum vă zic, 125. 125, da. Da. G, centrul de greutate al triunghiului ABC. G. Centrul de greutate al triunghiului ABC. De greutate al triunghiului ABC.
ABC. ABC. De arie 48 de centimetri pătrați. Aria ABC. Aria triunghiului ABC egal cu 48 de centimetri pătrați. Dacă D este mijlocul laturii. Da? Dacă D este mijlocul laturii. Cred că zice ce e latura cea mai mare. Nu are importanță. De ce? D, mijlocul din laturi. Alegi noi? Dacă D este mijlocul laturii, haideți? Nu faceți sigură, acum nu se cumpără. Asta scrie, mijlocul laturii. Și E este simetricul punctului G față de D. Dacă are latura... De, de. Acum, hai să zicem și noi. Facem figura. Facem figura și după. Deci, un triunghi ABC. Și luăm... D, mijlocul BC. Pe, fiind G-ul centru de gravitate, se află pe fiecare din mediane la o treime de bază și două treime de vârf, noi împărțim în 3. Deci pe AD îl împărțim în 3. Mediana AD împărțit-o în 3. Și G-ul va fi aici. Nu? Iar mai departe zice simetricul lui G față de D. Fie E. Și înseamnă că mai merg exact cât e GD, mai merg în continuare DE și atât că am găsit. Cred că așa vreau să spun. Deci dacă D este mijlocul laturii și E este simetricul punctului G față de D, aflați aria triunghiului BEC. BEC. Așa. Deci aflăm aia triunghiului B, E, C. Și pe la pe cât cealaltă, simplu. N-ai așa de multe median. E ușor. Bine. Hai să încercăm. Păi, mai zic așa ceva, că nu trebuie să stai. Adică triunghiul ADC echivalent cu, are aceeași are cu ADB. Sigur că da. Că AD este median. Dar area triunghiului ăsta AGB ai putea să o găsești? AGB. A problema precedentă. Aproximativ. Are mediana DB. Și atunci GDB este egal cu... cât este area triunghiului AGB? Păi știm că are... Păi a spus dumneavoastră că mediana împarte triunghiul în 6 triunghiuri congruente. Nu, am spus că medianele împart, nu mediana. Medianele, toate cele 3. Da, medianele unui triunghi. Da. ABC, aria lui ABC știm că e 48 de centimetri pătrați și știm că AD împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Corect. Atunci, 48 pătrat 2, ADC 24. A, pe ADC da și cu ADB, dar eu te-am întrebat AGB. Și după vedem că GB este mediana lui ADB și împărțim și pe ăla. GD. Nu? GB nu e mediana. La o treime. Atunci, am pierdut. Hai să insistăm totuși. Ce a fost la prima problemă, primul punct ce am arătat? La primul punct... La problema anterioară. Că ăsta, că aria lua BG egal cu aria... Aria lua BG... egal cu aria lui BGC. Aha, așa. Care egal cu aria lui ACG. Deci area triunghiului ăsta este cât așa ăsta, cât așa ăsta. Și cum toată area triunghiului ABC o știu, da. Oare aș putea să aflu pe AGB? AGB? AGB... Împărțit la cât? La 4. Nu? Tot împărțit la 3. La 3? La 3, da. Nu mă împărțit. La asta și cu asta și cu asta. La 6 gânduri. Să zic diferente și toată acoperă triunghiul. La 3. Deci area triunghiului CB... Area triunghiului AGB egal cu CGB egal cu AGC și este o treime din cât de autorul. Mi-am pus și pe acolo.
Deci o treime. Deci știu cât este area lui CGB. A lui CGB o știu. A 48 împărțit la 3, cât dă? Ia să vedem. Area lui... Deci area lui C... triunghiului CGB egal cu area triunghiului AGB și egal cu area triunghiului AGC. Și egal cu 1 pe 3 din area triunghiului ABC. Și egal cât ar veni acum? Ar fi 48. Împărțit la 3 face 16 centimetri pătrați. Da, dar minute ce a asta? Pătrați, pătrați după. Centimetri pătrați. Mi-e întrebea lui ce e B? Care? Area, nu avem acolo. Area triunghiului? Bec. B e când? B e când, ce? E altă poveste. A, păi, dar triunghiul, deci ca o triunghiul, dar C, C, deci G, C, E, B, nu puteți să suprim din caromb. Nu. Să vedem. Sau paralelogram. Diagonal. Sigur, am șanse să-l văd ca paralelogram, pentru că asta e cât asta, că am dus mediana și am suprim simetricul, deși paralelogram. Am, diagonal chiar sunt. Din cauza că dumneavoastră am înjumătățit. Și atunci, cu cine? Patrulaterul care are diagrama în jumătate. E paralelogram. Da, știu asta. Și atunci, ce putem să spuneți de area triunghiului CGB și CEB? Sunt egale. Sunt egale. 8. Sunt egale. Aici sunt chiar. Sunt egale. Triunghiurile chiar sunt congruente. Da. Chiar triunghiurile sunt congruente. Avem suficiente motive. Triunghiurile sunt congruente și au aceiași arii. 4. Și cum area acestuia a fost de 8? 4. Tot la 8 este și asta. Deci ați luat... A, da. Că nu tot asta, bă, nu tot asta este. Nu tot asta e de 8. Ci numai deasupra a fost de 8. Da. Și acum? De 8? De 16. De 16, da, de 16. De 16. De 16 rămân să fie și asta. De 16 e și ăla de 8. Deci cu alte cuvinte spre așa. Triunghiul. Cum? Triunghiul. Nu. Cum CD, da, CD congruent cu DB. Și GD cu DE. Și GD congruent cu DE. Din cele două rezultă că CE BG paralelogram. Dacă e paralelogram, înseamnă că triunghiul CGB, triunghiul CGB, e congruent cu triunghiul AED. AED. Și atunci, dacă sunt congruente, arii sunt egale. Aia triunghiului CGB egal cu area triunghiului AED. Și egal cu 18 cm. 16 cm pătrați. Aici ce a fost important? Mișto. Mișto. Da, ce a fost aici important? Ce trebuia să se sesizați? Avem o problemă. Da. Asta e, trebuia să prindeți problema dinainte. Că G, centru de greutate, împarte triunghiul în trei triunghiuri, în trei triunghiuri de aceeași arii, de trei triunghiuri echivalente, da? Că dacă duci mediane și formează cele șase, toate șase sunt echivalente. Dar trei au fost prima problemă care am demonstrat-o, nu? Primul punct. Și acum, cum toate cele trei acoperă triunghiul mare, e clar că fiecare din ele înseamnă o treime din triunghiul la început. Iar când am construit, încă o dată, nu poți face problema fără să folosești toată ipoteza. Simetricul? Simetricul înseamnă un paralelogram. Deci, repede, am pus mâna pe ceea ce spuneam mai devreme.
faptul că aria asta e cât asta de sus, nu? Paralelogramul mi-a oferit posibilitate. Să vedem mai departe. Problema 9 de la 125. 9 de la 125. Da. De pagine este o problemă, da? Da, mai avem cât două după aia. Deci... Hai, lasă că ne tot vă simpatic acum dacă merge mai repede. Da. Dacă sunteți atenți, mă ajutați, pot să fac lucrurile repede. Dacă nu, va fi greu.